Lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Preoților, mă bucur din toată inima să fiu împreună cu dumneavoastră în cadrul acestei săptămâni de învățătură și de părtășie în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Sunt întotdeauna bucuros atunci când vin la Portland, în Biserica Philadelphia, din foarte multe motive. În primul rând, sunt și eu la fel de încântat de părtășia și legătura frățească frumoasă pe care o avem cu slujitorii dumneavoastră, nu numai datorită unei învățături comune, nu numai datorită faptului că slujim în biserici pe care încercăm să le păstrăm între aceleași hotare de învățătură, dar și pentru că, mai ales acum, după experiența fratelui Beni Zăgrean, aveți slujitori foarte încercați aici în biserică, fratele Vasile, fratele Beni și eu, în urmă cu câțiva ani, am fost întorși de Dumnezeu de pe pragul eternității. Să știți că nu e greu să treci pragul unui spital. Eu l-am trecut că m-au trecut alții pragul ăla. Însă atunci când ajungi aproape de pragul eternității, lucrurile se schimbă. Și experiența noastră comună, că am împărtășit-o, este că după o asemenea experiență, altfel vezi lucrurile, altfel înțelegi lucrurile, altfel te raportezi la Dumnezeu, altfel te raportezi la slujba pe care o ai, altfel te raportezi la oameni și nimic nu mai este la fel. Sunt foarte multe lucruri care se schimbă. Dumnezeu ne trece prin asemenea experiențe cu un scop. Dacă noi credem că avem un Dumnezeu care are în mâna Lui ghemul vieții noastre, dacă credem că Dumnezeu are în vedere lucrurile mari și lucrurile mici, detaliile din viața noastră, atunci trebuie să credem și că am ajuns și că am ieșit înapoi în viață, cu un scop bine definit. De fapt, trebuie să recunoaștem că fiecare dintre noi avem experiențe dramatice în viață, fie că este vorba de noi, fie că este vorba de cei din familia noastră, la toți ne vine rândul pe acest carusel, pe această morișcă a vieții. Întrebarea se pune ce înțelegem și ce trăim din ele. Și eu cred că Dumnezeu ne trece pe toți prin aceste încercări cu un scop. Poate cu ajutorul Domnului să abordăm un pic și problema aceasta în cadrul mesajului. Apoi, aici avem familiile cuscrilor noștri care ne-au dat băieți foarte buni cu care ne înțelegem foarte bine și eu mă bucur întotdeauna să văd cuscrii și pe fratele Posteucă și familia lui, fratele Șalar și familia lui. Sper din toată inima și fetele mele să fi fost bune și să se bucure atunci când mă văd, cel puțin îi văd că zâmbește, se bucură ori de câte ori venim aici. Avem în această biserică frați scumpi, prieteni, dragi și vechi, pe care îi admirăm, îi apreciem și credem că Dumnezeu va continua să ne binecuvânteze atât acolo unde slujim, cât și împreună în lupta comună pe care o purtăm pentru credință. Vă salut cu drag în numele Bisericii Elim din Chicago, harul și pacea Domnului, de asemenea din partea slujitorilor biserici, în mod deosebit fratele păstor Adrian Tișe, care vă cunoaște, v-a vizitat, și de asemenea din partea slujitorilor și conducerii Uniunii Bisericilor Române Pentecostale din Statele Unite și Canada. Ne bucurăm că și pe palierul acesta, împreună cu Biserica Philadelphia și Alianța Assemblies of God, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu legături frumoase de părtășie. În seara aceasta aș dori să
citesc mai multe versete. Mai întâi din Epistola Apostolului Pavel către Evrei, capitolul 12, începând cu versetul 1, și voi sări câteva versete și voi citi puțin mai încolo câteva versete din nou, și apoi din Epistola lui Iuda. Dacă nu vă cer prea mult, din respect pentru cuvântul Domnului, ne ridicăm. Evrei, capitolul 12, de la versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Continuăm cu versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo dădăcină de amărăciune să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Iuda, de la versetul 3. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. De la versetul 17. Dar voi, preiubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru, Iisus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii, care n-au Duhul. Dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea Cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Scumpii mei, păcatul este un act de rebeliune, de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt și este desăvârșit. Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1, că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei nelegiuiri. Și ce este o nelegiuire?
este un mod de a-L necinsti, de a-L ofensa, de a-L insulta pe Dumnezeu. Pentru ca oamenii să săvârșească nelegiuirea, ei trebuie să înăbușe adevărul. Trebuie să suprime adevărul. Pentru că adevărul nu are nicio legătură cu nelegiuirea decât prin faptul că demască, descoperă nelegiuirea. Vă aduc aminte ce îi spunea Domnul Iisus Hristos lui Nicodim. Când a venit lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. De ce au iubit întunericul? Pentru că la întuneric se fac faptele rele ca să rămână ascunse, ori lumina demască faptele rele, pe când oamenii neprihăniți vin la lumină să se arate faptele lor bune, pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Păcatul este motivul pentru care îmbătrânim, ne îmbolnăvim, produce suferință și durere și murim. Cuvântul Domnului spune că plata păcatului este moartea și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este motivul, păcatul, pentru care marea majoritate a oamenilor care au trăit și vor trăi vreodată pe pământ, vor ajunge în iad. Dragii mei, noi trăim în compasul acesta al părtășiei noastre. Și când venim la biserică, ne uităm la o majoritate de oameni care sunt în har, care sunt mântuiți și care vor avea parte de slavă. Uneori ne este greu să privim dincolo de pereții bisericii și să vedem că o lume întreagă zace în cel rău. Și cu toate eforturile bisericii, cu toată evangelizarea și misiunea pe care o facem, marea majoritate a oamenilor l-au respins din totdeauna pe Dumnezeu, i-au întors din totdeauna spatele lui Dumnezeu și tare mă tem că nu stăm prea rost nici cu procentajele membrilor bisericilor noastre. Dacă vreți să mă contraziceți, dau după dumneavoastră cu versete. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 24 despre ceea ce se va întâmpla în vremurile din urmă. În primul rând spune că mulți vor cădea. Și dacă vi se pare uimitor că mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, ascultați ce urmează. Dragostea celor mai mulți se va răci. E de ajuns să ne uităm la ceea ce se întâmplă în general, în ceea ce se zice că este creștinism și biserică. Stăteam de vorbă zilele trecute cu unul dintre prietenii mei buni din Anglia, pastorul Cornel Nistor, de la Biserica Bethlehem din Londra, și îmi spunea, frate, dacă cineva vrea să vadă unde va ajunge creștinismul în America, în alte părți ale lumii, și Doamne ferește și în România, trimite-ți în Londra. Câteva zile îi plimb prin catedrale pustii, goale, monumente, unde nu mai merge nimeni. În Statele Unite, pentru prima dată în istoria acestei țări, sub 30% din populația Americii merge frecvent la biserică. Și înainte să vorbim prea de rău America, vreau să vă spun că în Europa e mult sub 10%. Ăsta este creștinismul cu care
Ne lăudăm. Care este secretul acestei decăderi? Frați și surori, este păcatul. Lupta pe care o pierd mulți este lupta împotriva păcatului. Pentru că în cele din urmă, păcatul te depărtează, nu numai de Dumnezeu, te depărtează de biserică, te depărtează de adevăr și te apropie pas cu pas de marele hău al eternității care se numește iad. Acum, pentru oamenii din lume, noi știm că de 2000 de ani jertfa Domnului Iisus Hristos este singura metodă, singura cale de a rezolva problema păcatului. Problema păcatului nu se poate rezolva altfel. Pentru că nu există iertare de păcate fără jertfă. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu este suveran și stă pe tron. Și că este un împărat care are niște legi. Și că legile lui sunt imuabile și sunt implacabile. Și ca în orice țară, cine calcă legea e pasibil de pedeapsă. Și păcatul are un singur recurs, care se numește moarte, condamnare la moarte. Și nu doar moartea fizică, ci moartea veșnică. Știți că în exprimarea biblică, învierea e pronunțată doar în ceea ce privește prima înviere. A doua înviere nu se mai numește a doua înviere, se numește moartea a doua. Pentru că aia numai înviere nu mai este. Învierea e spre viață. Acolo învierea este spre moarte. Și cuvântul lui Dumnezeu o numește moartea a doua. Așa după cum în orice țară, când cineva calcă legea, ajunge în tribunal, este condamnat, e pedepsit. Tot așa, în universul lui Dumnezeu, care are drept de proprietar asupra universului, prin creație, are drept asupra tuturor oamenilor, că n-au apărut la întâmplare, n-au apărut în urma unei explozii, au apărut plămădiți de mâna lui Dumnezeu și prin suflarea de viața lui Dumnezeu, o întreagă omenire a stat gem în pumnul lui Dumnezeu, gata să fie strivită și nimicită. Și ca să demonstreze că o poate face, a dat exemplul potopului, când aproape întreaga omenire a fost nimicită datorită păcatului, prin apă și acum urmează să fie prin foc. Scumpii mei, problema păcatului este o problemă gravă și serioasă. Și atunci Domnul Iisus Hristos a venit și a spus, care este prețul care poate salva această omenire? Vă dați seama, Dumnezeu nu a creat roboți. Dacă crea roboții, îi reprograma, îi repara, îi arunca și făcea alții. A creat ființe umane după chipul și asemănarea lui, s-a investit pe sine în noi. Reprezentăm o valoare de dimensiuni dumnezeiești. Slavă Domnului. Și Dumnezeu nu s-a împăcat ușor cu gândul să ne arunce la gunoiul cosmosului. N-a făcut-o nici înainte de potop. Vă aduc aminte că Noe a fost un propovăduitor al neprihănirii și un model 120 de ani pentru omenirea de atunci. Dumnezeu nu renunță ușor, dar renunță dacă trebuie. Și pentru ca să nu renunțe cu ușurință,
L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să plătească prețul păcatelor noastre și să reprezinte calea spre mântuire, să rezolve problema mântuirii noastre. V-ați gândit vreodată de ce moartea și locuința morții vor ajunge în iad? Ultimul mare dușman. Moartea nu-i prietenul nostru. Niciodată moartea nu ne este prieten, moartea ne este dușman. Moartea însă a făcut și continuă să facă niște erori capitale, care îi vor atrage pedeapsa veșnică. Când s-a atins de Domnul Iisus Hristos, moartea a călcat consemnul și legea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Domnul Iisus Hristos nu s-a născut în păcat, pentru că a venit de la Duhul Sfânt, și Domnul Iisus Hristos a încărcat cu păcatele noastre, dar El n-a făcut niciunul dintre ele. Diavolul, cohortele iadului și moartea nu s-au putut abține, prada a fost prea atrăgătoare. În secunda în care s-a atins de Fiul lui Dumnezeu, moartea și-a pecetluit soarta, chiar dacă îngerul morții a împlinit și împlinește un plan al lui Dumnezeu. Moartea e un dușman și moartea a călcat consemnul divin. Și acum atenție! Noi suntem încă în natura aceasta, în structura genetică a cărei a fost scrisă moartea prin păcatul inițial, și pentru că am fost zmisliți în păcat, într-o natură păcătoasă, am moștenit păcatul de la înaintașii noștri. Dar atunci când Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi și în momentul în care ne-a sigilat și ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt, a scris în viețile noastre înviere. Vă aduc aminte că atunci când poporul Israel a fost în pericolul de a fi anihilat și când s-a rostit o condamnare la moarte împotriva întregii națiuni datorită lui Haman, Agagitul, legea era așa de implacabilă încât n-a putut fi evitată. Chiar dacă Ahasveros s-a convins că a fost o conspirație, și chiar dacă împărăteasa Estera a căpătat favoare înaintea împăratului. Știți care a fost legea? Spunea acolo, spre sfârșitul cărții, că Haman a aruncat un sorț, cuvântul sorț este Purim. A aruncat un sorț împotriva națiunii ca să o nimicească. Împăratul a dat următoarea lege: în ziua în care vor veni popoarele să vă nimicească, înarmați-vă și aveți de la mine autoritatea să vă împotriviți și să ucideți pe oricine vrea să vă ucidă. Spiritualizăm că sărbătoarea aia de atunci s-a numit Purim. Împotriva noastră, Satana, dușmanul, șarpele, dragonul, a aruncat un sorț al morții. Spune cuvântul lui Dumnezeu că prin păcat a supus ființa umană și că boldul morții este păcatul. Dar și Dumnezeu a aruncat în această arenă un sorț, un purim. Purimul lui Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și când a venit și ne-am puternicit să facem război împotriva dușmanului, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului? De fapt, lupta pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna e luptă pentru neprihănire și împotriva păcatului. Când păcatul vine în viața ta, vine să te omoare, vine să te nimicească. E hamanul diavolului. Păcatul pe care nu-l nimicești, te va nimici el pe tine. Dumnezeu a aruncat sorțul Iisus Hristos în dreptul tău să-ți dea salvare și te-a împuternicit să lupți și să biruiești păcatul.
Și pentru că ne-a sfințit Hristos prin jertfa Lui, chiar dacă în trupul acesta încă n-am experimentat viața veșnică, pomul vieții, ci doar viața veșnică, apa vieții, ascultați, frați și surori, moartea vine și se atinge și de noi. Și într-o zi Dumnezeu îi va spune, cum ți-ai permis să te atingi de cei ale căror păcate le-a purtat Hristos pe cruce? Că să uită Dumnezeu la noi și ne vede sfinți în Hristos. Moartea nu numai de Hristos s-a atins și n-avea dreptul, se atinge de noi pe rând, ne e dușman și n-are dreptul. Hristos, pentru că n-a păcătuit, și noi pentru păcat, pentru că păcatele noastre au fost purtate de Hristos la cruce. A fost plătit prețul. Acum, aș vrea să vorbesc ceva despre mântuire și dimensiunile ei, ca să nu facem confuzii, frați și surori, pentru că de multe ori luăm pasaje atribuite unui lucru și le folosim unde nu trebuie. Și intrăm în confuzie și ni se pare că Hristos este răstignit și Pavel spunea, îl predicăm pe Hristos cel răstignit. N-am vrut să știu între voi decât pe Hristos cel răstignit, dar Hristos răstignit înseamnă mai mult decât mântuirea noastră, primirea mântuirii. Hristos răstignit înseamnă să răstignim firea noastră pământească, este modelul răstignirii firii pământești, ale pădării de sine și al urma pe Hristos în suferințele Lui. Cele trei dimensiuni ale mântuirii sunt primirea mântuirii. Cum se primește mântuirea? Cel mai simplu lucru. A venit o dată cineva la mine și mi-a spus, frate, nu cumva ați ieftinit mântuirea? Zic, da, cum adică am ieftinit-o? Păi zice, nu mi-i puneți pe oameni să ridice mâna, să se predea, îi pune să vină în față, vă rugați cu ei și pe urmă îi declarați mântuiți. Păi zic, da, așa scrie în Biblie. Zice că prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se capătă mântuirea. Noi nu ieftinim. Că n-avem ce ieftini, că e gratis. A fost foarte scumpă, a plătit-o Hristos, dar ne-o dă în dar. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. În dimensiunea primirii mântuirii, lucrurile sunt întotdeauna simple. Necazul este atunci când luăm ceea ce ține de primirea mântuirii și pe urmă invităm pe pocăiții care sunt de 20, de 40 de ani pocăiți să vină în fiecare săptămână să-și mărturisească păcatele de care numai nu se pot lăsa și aceștia nu sunt creștini biruitori, sunt creștini înfrânți. Să mă iertați, un creștin care are 20 de ani de pocăință și care e legat, înfășurat, cum spunea în Evrei, să dăm la o parte păcatul, orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să alergăm spre țintă, privind spre Hristos. Frați și surori, ăla nu e un creștin biruitor, este un creștin înfrânt. Venirea în fața unui om care nu l-a cunoscut pe Hristos proclamă biruința crucii. Un creștin după 20 de ani care vine în fiecare duminică și nu se poate lăsa de păcate, proclamă o înfrângere. Păstrarea mântuirii este a doua dimensiune a mântuirii. Este un război foarte mare în zilele noastre între calvinism și arminianism. Mie nu-mi prea îmi plac ismurile astea ale americanilor în teologia, mai ales modernă. Îmi place să judec conceptele.
Întrebarea se pune, se poate pierde sau nu se poate pierde mântuirea? Am mai spus de multe ori și vreau să repet doar pentru ca să o așezăm în contextul mesajului din seara aceasta. Fraților, mântuirea nu se poate pierde ca portofelul sau celular. Când începi să te buzunărești, nu găsești, ai pierdut, ai pus-o unde nu trebuie. Mântuirea nu se poate pierde așa. Mântuirea nu se învechește ca mașina pe care o conduci sau casa în care stai. Mântuirea nu se poate fi furată din buzunar când nu ești atent. Ai intrat în transportul în comun, cum eram în România, și stăteai cu mâna pe buzunar. Nu cumva să vină să-ți fure cineva mântuirea. Nu, ar fi impropriu ca cineva să spună, fraților, ajutați-mă să-mi găsesc mântuirea pe unde am pus-o, nu știu pe unde am pus-o. Nu. Ar fi impropriu, ajutați-mă să-mi repar mântuirea. Unde este locul ăla de reparat mântuirea, atelierul de reparat mântuirea? Nu. Sau să suni, să spui, alo, poliția, mi-a furat cineva mântuirea. Nu există așa ceva. Pierderea mântuirii are de-a face cu părăsirea, cu nevegherea, cu indolența, cu neglijența și cu abandonarea mântuirii. De-aia Biblia spune, vegheați, 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 fiți atenți. Ca să nu vă pierdeți. Scumpii mei, în păstrarea mântuirii e nevoie de mai mult decât să venim în față, să ridicăm mâna și să spunem rugați-vă să mă ierte Dumnezeu sau mă rog să mă mărturisesc. Asta implică o luptă, un război zilnic. Și imediat ajungem acolo. A treia dimensiune a mântuirii este perpetuarea mântuirii în eternitate. Pentru că actul final al mântuirii este învierea din morți. Cuvântul Domnului ne spune în Roman, capitolul 8, că așteptăm înfierea trupului, că așteptăm răscumpărarea trupului. Păi eu am crezut că suntem înfiați. Am crezut că suntem răscumpărați. Deci așteptați mântuirea, am crezut că am fost mântuiți. Da. Apa vieții, conceptul mântuirii sufletului, dar trupul va fi mântuit la înviere. Este ultimul act al mântuirii, când mântuirea devine completă. Am primit-o în dar prin Hristos, prin credința din inimă, mărturisirea cu gura. Am păstrat-o luptând pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Și mântuirea va fi perpetuată prin înviere, prin actul final al mântuirii, în eternitate. Că în eternitate vom fi și vom rămâne pentru totdeauna ireversibil și irevocabil mântuiții lui Dumnezeu. De aceea trebuie să veghem acum și aici. Când vorbim despre intrarea în mântuire, citeam în Evrei capitolul 12, intrăm într-o stare pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos. Și sfințenia sau neprihănirea, că vorbim de a nu fi păcătoși. A nu fi păcătoși înseamnă a fi neprihăniți. Prihană înseamnă păcat. Fără prihană înseamnă fără păcat. Neprihăniți înseamnă nepăcătoși. În primul rând, avem de-a face cu standardul sau statura neprihănirii. Pentru că cineva ar putea să întrebe ce înseamnă să fii neprihănit. Și noi ne uităm unii la alții, fariseul știți că s-a dus la templu și el s-a crezut neprihănit. De ce a fost neprihănit? Să știți că a fost foarte neprihănit. Pentru că s-a comparat cu un vameș. Vă dați seama că n-ar fi ieșit la fel de bine dacă se compara cu Domnul Iisus Hristos. Ei, fiecare dintre noi avem tendința asta să ne comparăm cu alții. Până ajunge Dumnezeu la mine, are cu cine să răfui. Scumpii mei, standardul neprihănirii noastre
nu este un om. Nu este nici măcar un om bun. Nu este nici măcar un om sfânt. Nu este un apostol. Nu este un înger. Standardul neprihănirii noastre este Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Am citit în Evrei și aici exact asta înseamnă. V-ați gândit vreodată că există anumite clișee biblice pe care de multe ori le trecem peste ele fără să le înțelegem. Ia ascultați. Versetul 2 din Evrei 12, Evrei 12 cu 2. În alergarea aceasta după neprihănire, în lupta aceasta împotriva păcatului, în lupta aceasta de a da la o parte obstacolele și păcatul, să ne uităm țintă la cine? La căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Credința noastră este despre neprihănire. Învățătura sănătoasă este despre și duce la neprihănire. Are de-a face cu neprihănirea. Toată Evanghelia este despre neprihănire, că dacă nu rezolvăm problema păcatului, nu ajungem în rai. De-aia a venit Hristos, de-aia a murit Hristos, să rezolve problema păcatului. Atât. Când s-a rezolvat problema păcatului, totul e bine. Ce înseamnă că el e căpetenia desăvârșirii sau perfecțiunii credinței noastre? Căpetenie înseamnă cap. Căpetenie înseamnă mai marele. Căpetenie înseamnă standardul. Că dacă ne ducem și citim în Filipeni mai întâi, capitolul 3, de la versetul 8, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, căpetenia mea. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Dragii mei, când vorbim despre neprihănire, vorbim despre căpetenie, despre standard. Și ăsta este Iisus Hristos. Asta este statura. Vorbea Pavel despre statura plinătății lui Iisus Hristos la care ne raportăm, că ăsta e scopul apostolilor, prorocilor, evangheliștilor, păstorilor și învățătorilor. Să ajute trupul lui Hristos să crească spre ce? Spre apogeul căpeteniei, spre statura plinătății lui Hristos, spre desăvârșirea lui Hristos. Ăsta e idealul nostru. Dar până vom ajunge acolo, în momentul mântuirii ne-a dat statutul de neprihăniți și de sfinți, fără să fi făcut vreo faptă bună. Și spunea tot Pavel în Roman capitolul 5 că ne socotește neprihăniți. Când ai primit mântuirea, din start Dumnezeu îți dă o haină albă, înainte să fi făcut vreo faptă bună. Și spune, ești neprihănit. Te socotește neprihănit. Deci am vorbit despre statură, despre standard, am vorbit despre statut. Ai statutul de neprihănit, acum să vorbim despre stare. Starea de neprihănire este ce se întâmplă cu viața ta în fiecare zi. Cum practici, cum aplici neprihănirea. Acum ce facem? La standard ne raportăm, e idealul nostru, către el tindem în fiecare zi, cât mai aproape. Statutul îl onorăm, nu îl dezonorăm. Și starea, acolo e războiul. Acolo e lupta. Dacă trebuie până la sânge, știți ce înseamnă asta? O declarație totală. Mai bine mor decât să păcătuiesc. La
Așa de importantă este sfințenia și păstrarea stării de neprihănire în fiecare zi. Dragii mei, scopul lui Dumnezeu pentru mântuiți nu este să fie toată ziua bună ziua mărturisiți și iertați. Pentru că poate deveni un cerc vicios, periculos în viața creștinului. E adevărat că avem slăbiciuni în viața noastră, dar e o mare diferență între un păcat ca rezultat al unei slăbiciuni, ai spus o vorbă nefolositoare, te-ai exprimat într-un anumit fel, ai gândit ceva și comiterea unui păcat care se repetă în viața ta. E o mare diferență. Noi îi rugăm pe frați să se abțină de la cina Domnului dacă au în viața lor păcate grave, nemărturisite și nepărăsite. Pentru că acolo nu mai merge cu o rugăciune de 3 minute duminică dimineață când venim la biserică. Ajung imediat acolo și vă spun câteva vorbe și despre rugăciunile de mărturisire pe care de altfel le facem și care de altfel sunt foarte bune. Dar în ce context și ce înseamnă ele? Scopul lui Dumnezeu pentru mântuiți este să nu păcătuiască. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan capitolul 2. După ce în capitolul 1... Dă cu noi de pământ. Dacă zice cineva că n-are păcat, dacă zicem așa, mințim împotriva adevărului. Pentru că atunci când venim la Hristos ca să primim mântuire, primul lucru care trebuie să se întâmple este să recunoaștem că suntem păcătoși. Un om nu se poate pocăi dacă nu se recunoaște păcătoși. Păi te pocăiești, dar de ce? Știți de ce mulți nu se pocăiesc? Pentru că n-au spart casa nimănui, n-au dat în cap nimănui. E un om cum se cade. Iadul va fi plin, înghesuială de oameni cum se cade. Să știți. Dar care l-au refuzat pe Hristos și au refuzat să se pocăiască. Ia ascultați cum începe capitolul 2, 1 Ioan 2 cu 1. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri. Care este scopul lui și scopul lui Dumnezeu? Ca să nu păcătuiți, ăsta e scopul, dar dacă a păcătuit cineva, cu alte cuvinte, în slăbiciunea noastră, că Dumnezeu știe că suntem făcuți din carne și sânge și că suntem slabi, Dumnezeu nu ne aruncă la gunoi. Acum să mă iertați, indiferent ce păcat face cineva, câtă vreme omul respiră, dacă se pocăiește sincer, are șansă la harul lui Dumnezeu. Noi predicăm lucrul ăsta. Noi nu băgăm pe nimeni în iad. Le-am spus de multe ori fraților, nu băgăm pe nimeni nici în rai, nici în iad. Doar în pământ îi băgăm pe oameni, atât. Să ne ferească Dumnezeu să rostim sentințe și judecăți înainte de vreme. Dar scopul lui Dumnezeu este să nu păcătuim. Noi prezentăm invers lucrurile. Hai să suntem toți niște păcătoși. Înțeleg ideea, da? Nu-mi place. Suntem niște păcătoși, suntem vai de noi. Ne proșternem, ne smerim, e bună smerenie. Hai să încercăm să fim mai buni, hai să nu mai păcătuim. Nu, e invers. Scopul nu este când păcătuim să fim iertați. Asta e derogarea. Dacă printr-un accident, dacă din greșeală, dacă printr-o eroare umană, dacă printr-o neveghere de moment, ai alunecat și te-ai lipit de noroi, s-a lipit o picătură de noroi pe tine, conștiința te mustră, nu mai ai stare, nu mai poți să mănânci, nu mai poți să dormi. Cam asta ar însemna să luptăm până la sânge împotriva păcatului. Dar scopul este să nu mai păcătuim. Într-acolo trebuie să ajungem. Dovada maturității noastre spirituale este asta. Că dacă nu, cădem în plasa oamenilor lipsiți
de maturitate spirituală și fraților nu e bine. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 6, de la versetul 11. Ce le spune Pavel evreilor? Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Cum să ajungi după ce stai 10 de ani în biserică și asculți 2000 de predici? Căci dacă nu citești Biblia o secundă, câte predici auzi în biserică, aproape că poți să-ți dai doctoratul. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, să aveți capacitatea să-i învățați pe alții, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri. Nici nu vă pot descrie câte epitete n-am înghițit în slujirea mea. Că am obsesia baticului, că nu știu să vorbesc despre altceva decât împotriva bijuteriilor. Că... Și le-am spus, băi, oameni buni, dacă te duci în clasa întâi să înveți 1 plus 1 și când intri în clasa a doua spui că 1 plus 1 fac 5, nu ți se pare normal să te trimită înapoi în clasa întâia? Păi un pocăit când intră în biserică, prima dată trebuie să învețe că la pocăiți nu se fumează, nu se bea, surorile trebuie să îmbrace decent și să-și acopere capul la închinare și la devoțiune. Cred că trebuie să enervez pe cineva în seara asta, trebuie să vă spun lucrul ăsta. Da, păi nu pot că mă turez. De exemplu, vin unii și predică că părul este învelitoarea capului. Și eu le spun așa, foarte frumos, dar politicos. Adică cât pot de politicos le spun. Mă, textul din 1 Corinteni 11 nu vorbește doar despre femei. Vorbește și despre domni. Și dacă femeii spune să se roage și să prorocească cu capul acoperit, bărbatul îi spune că e urât să se roage și să prorocească cu capul acoperit. Bărbatul trebuie să roage cu capul descoperit. Deci predicatorul ăla oricum e greșit. E greșit, e fals. Dar măcar să fie cinstit. Du-te mă și rade-te pe cap. Ca să te rogi și să prorocești cu capul descoperit dacă doar părul e acolo. Dacă doar despre păr vorbim. Stau cu plete în vânt și ne predică părul este acoperirea capului și n-au atâta bun simț să se ducă să tundă și să radă în cap. Trec mai departe că se apasă măseaua și doare cumplit. Astea sunt lucrurile pe care le învățăm când venim la biserică, lucrurile elementare. Nu minți, nu furi, nu mai înjuri, nu mai folosești expresii de-astea, lucrurile elementare ale credinței. Ei, când eu văd că pocăiții le uită și nu le practică, unde să mă duc, frații? La ce capitol din Scriptură să mă duc? Stau la clasa întâi, stau la lecția numărul 1. Și aici Pavel spune... Voi care de multe ori trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevărul. Și tinerii să mă ierte, după ce v-ați născut în familie de pocăiți, ați fost la școala duminicală, voi la 17-18 ani mă întrebați pe mine dacă ai voie să mergi la cinematograf sau nu? Dacă e păcat să bei în cantități moderate alcool, asemenea întrebări demonstrează nivelul de spiritualitate al creștinismului și să mă iertați că putem să mergem cu buldozerul peste americani, dar din când în când mai trebuie să intrăm și la noi. În Biserica Elim din Chicago predicăm lucrurile astea. Pentru că unora trebuie să le reamintim. Și vedeți, degeaba ai
un număr de oameni foarte avansați în doctrină. Că te uiți și după oița aia care își chioapătă și care abia merge, mielușelul ăla care tot rămâne de căruță. Și ăla are nevoie de învățăturile începătoare până intră în cap. Și acum ascultați. Ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată, rațiune, conștiință s-a deprins, s-a învățat prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Știți ce înseamnă asta? Când eu întreb, ar trebui noi la anvon să întrebăm, fraților, e păcat să? Și biserica s-a uită, spun, da, sau nu. De ce? Pentru că prin întrebuințare, folosindu-și rațiunea, conștiința, avem în sală o mulțime de oameni erudiți în ale credinței, în ale Evangheliei. Păcând așa, zicem, noi auzim, am avut recent o descoperire din partea Domnului în biserică prin care mi s-a spus așa și vorbea părinților. Voi care veniți la casa lui Dumnezeu și ascultați cuvântul Domnului și în drum spre casă, contraziceți ceea ce au fost învățați la biserică în fața copiilor voștri. Va veni vremea când copiii voștri depărtați de Dumnezeu și neascultători vă vor aduce aminte că de la voi li se trage. Dragii mei, metodele lui Dumnezeu de a ne sensibiliza sunt multe. Vreau doar să mă opresc la suferințe, pedepse, pentru că aici greșim de cele mai multe ori cu etichetele. Vreau să încep prin a spune că niciodată nu ai dreptul să așezi o etichetă pe suferința altuia, ci doar pe suferințele tale. Și repet, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața cuiva, cum se îmbolnăvește cineva, cum suferă și cât suferă cineva, inclusiv cum moare cineva, nu puneți etichete pe alții. Fiecare să pună etichetă pe el. Pentru că, hai să vedem câteva motive pentru care oamenii îmbătrânesc, se îmbolnăvesc, suferă, îi doare și mor. În primul rând, pentru că suntem oameni. Probabil unul dintre cele mai supărătoare versete pe care eu le-am citit vreodată în Biblie, marele Elisei, prorocul care a făcut de două ori mai multe minuni decât Ilie, una chiar după moarte, că rămăsese acolo în oasele lui minunea și trebuia să fie dublu. Știți cum îl scoate Biblia pe Elisei din istorie? Elisei s-a îmbolnăvit de o moarte de care a murit. L-a măturat. Da, s-a terminat cu Elisei. Dar spui un mormântare, un priveghe, zi ceva mai... Atâta merită omul ăsta? Da, pentru că Elisei a fost om. Și într-o zi s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Că toți au murit. Și apostolii, și prorocii, și sfinții, și toți. Ne îmbolnăvim, îmbătrânim și murim pentru că suntem oameni. În al doilea rând, da, Dumnezeu poate pedepsi anumite stări și anumite păcate, inclusiv la cina Domnului. Biblia ne spune că din pricină că ne împărtășim în mod nevrednic, mulți sunt bolnavi și nu puțini
dorm. Acolo e vorba de moarte, pentru că ei deja dorm, de aia se împărtășesc nevrednic. Ei sunt deja dorm spiritual. Aici nu mai e vorba de somn spiritual. Aici este vorba de asociat cu boala, moartea. Unii sunt atinși de mâna lui Dumnezeu aici, de ce? Ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Știți de ce ne vine rândul la toți? Prin rotație. Unul nu scapă de lista bisericii, fraților. Și chiar dacă nu avem noi probleme de viață și de moarte, când ne pune să ridicăm mâna în sus, puțin rămân cu mâinile jos. În lume veți avea necazuri. Dumnezeu ne atinge ca să ne facă veghetori și să ne sfințim și să ne pocăim. Este un alt motiv pentru care apare suferința în viața noastră. Apoi, un stil de viață neîngrijit. Dacă mănânce nu trebuie, când nu trebuie, dorm puțin, te stresezi, le pui pe toate la inimă, la un moment dat te ajung din urmă. Eu am pățit treabă, eu de-aia m-am îmbolnăvit, bine, ori mai fi fost încă două, trei motive pe lângă ăsta, dar când bei 10 canuri de Pepsi pe zi, nu mai ai sânge, ai Pepsi în vene. Și într-o zi, toate organele mele au făcut o conspirație împotriva mea și au zis, bă, dar cât mai bați cu joc de noi? Ia să vedem cum te descurci fără noi. M-am pocăit și înaintea lui Dumnezeu, și înaintea ficatului, și înaintea pancreasului, la toate m-am pocăit. Vezi ce cu minte m-am făcut. Pentru că un stil de viață dezordonat și neîngrijit, chiar dacă nu e păcătos, dar Dumnezeu ce spune în Efeseni? Îl îngrijim cu drag. Adică avem grijă de el. Când avem grijă de el, ne îmbolnăvim. Un alt motiv este încercarea credinței. Pentru că Dumnezeu vrea să vadă dacă suntem pocăiți de adevăratele. Că dacă ar fi o deosebire totală între sfinți și păcătoși, toți ar pocăi, dar nu pentru ca să se pocăiască, ci pentru ca să nu mai se îmbolnăvească și să aibă $1,000,000 în bancă. Apoi, preventiv. Pavel a avut un țepuș în trup și s-a rugat de 3 ori. Și Domnul i-a spus, harul meu ți este îndeajuns, și Pavel a priceput lecția și a spus, datorită prea marilor revelații pe care le-am avut, ca să nu mă umflu de mândrie, Dumnezeu mi-aduce aminte tot timpul să s-au zmerit, țepușul ăsta care e și vizibil, cumva îi face pe oameni să se strâmbe când se uită la mine. Apoi, pentru alții, știți că există posibilitatea să suferim pentru alții. Pavel spunea, împlinesc în trupul meu ce lipsește suferințelor lui Hristos. Iarăși, dacă luăm versetul ăsta și îl băgăm la primirea mântuirii la început, e vai de noi, că atunci înseamnă că jertfa lui Hristos nu este suficientă și îl acuzăm pe Pavel de erezie. La jertfa lui Hristos nu se poate completa nimic în vederea mântuirii, dar jertfa Domnului Iisus Hristos are modele. Și Pavel le-a spus clar, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și un mod de a oferi un exemplu, un model bisericii, este în suferință. Știți că în suferință oamenii se uită la noi? Văd demnitatea noastră, văd durerea noastră, văd suferința noastră și trag concluzii. De asta casa de jale e un loc de adâncă înțelepciune. Învățăm multe acolo. Și unii ajung acolo ca să învețe alții ce trebuie. Vă aduc aminte de Ezechiel. Citiți să vedeți ce probleme mari a avut Ezechiel. Ezechiel a fost un predicator și un proroc cu mare popularitate. Biblia spune că mergea la porțile cetății și se aduna foarte mult popor să-l asculte. Și toți spuneau, mergem să ascultăm un cuvânt al Domnului. În mijlocul acestui succes, Domnul îi spune lui Ezechiel, Ezechiel, tu ești un cântăreț plăcut, tu ești un cântăreț popular, dar aș vrea să spun că poporul acesta mă cinstește doar cu buzele și inima lor nu este curată și sinceră, ei vin, zic amin, aleluia, aprobă
și pe urmă se duc și trăiesc tot cum vor ei. Nu se lipește nimic de ei din ceea ce spui tu aici. Și pentru ca să-i convin, că nu-i mai pot convinge altfel, vorbele nu mai sunt destul, am să te fac o pildă pentru tot poporul ca să-i șochez. Printr-o lovitură am să-ți iau ce ți-e mai drag înaintea ochilor. Și când voi face lucrul acesta, să nu respecti niciun ritual de doliu, să nu jelești și să nu faci ce fac oamenii atunci când sunt îndoliați și îndurerați. Am vorbit dimineața poporului și până seara mi-a murit nevasta. Și când au văzut că nu le respect ritualurile, s-au înfuriat și au venit la mine și au spus: ce înseamnă comportamentul tău? Și atunci Dumnezeu a spus: Ezechiel, nu mai cântăm plăcut, nu mai cântăm ritmic, cântăm de jale. Și le-a vorbit Dumnezeu prin Ezechiel: așa veți ajunge voi să vă vedeți morți în stradă și să n-aveți timp să-i înmormântați, să-i lăsați acolo, să n-aveți timp de ritualuri, să n-aveți timp să vă exprimați durerea când veți fi luați și duși din țara voastră. Vă aduceți aminte de Osea, marele proroc, căruia Dumnezeu îi spune: Osea, nu mă interesează de reputația ta, trebuie să transmit acestui popor un mesaj în regim de disperare, că nu mă mai ascultă. Te duci pe trotuarul unde stau femeile ușoare și îți arăt femeia pe care s-o iei, s-o curățești, s-o îmbraci frumos, s-o faci mireasă, s-o iei de nevastă, să-i dai numele tău, să ai copii cu ea și să faci din ea o femeie cinstită. Nu știu cu ce fel de inimă s-a dus Osea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am fost Osea. Osea a ascultat, a făcut exact ce a spus Dumnezeu. După o vreme, femeia aceea și-a adus aminte de trotuar, a părăsit casa, a părăsit omului Dumnezeu, a părăsit copiii și s-a întors în nelegiuire. Și vine Dumnezeu și îi spune lui Osea: Osea, a dat de vremuri grele, e bătută, e nemâncată, e bolnavă, fie-ți milă de ea, du-te, ia-o de acolo și adu-o înapoi acasă și dă-i înapoi cinstea de soție. Fă-o din nou nevasta ta și mama copiilor tăi. Acum, la început au fost șușoteli și zvonuri. Pe urmă nu s-au mai putut abține și au venit la proroc și a spus: poți să ne spui ce înseamnă drama asta? Poți să ne spui ce e în capul tău? Și Osea a spus: da, pot să vă spun. În drama asta eu joc rolul lui Dumnezeu, care v-a scos dintre păgâni și a făcut din voi un popor, v-a dat cinste, v-a dat bogăție, v-a dat țară. V-a onorat înaintea tuturor națiunilor, a spulberat popoare în calea voastră. Și pe urmă v-ați dus și ați curvit cu Dumnezei străini și v-ați închinat idolilor. Și de câte ori ați dat de necaz și ați dat de rău, v-am adus înapoi, v-am reabilitat, v-am dat judecător, v-am dat eroi, v-am dat împărați, v-am dat biruințe și v-am dat belșug și binecuvântare. Osea a făcut-o de câteva ori, eu am făcut-o de nenumărate ori. Credeți că paharul meu nu se poate umple?
Vă aduceți aminte de unul din fiii prorocilor care... Ahab era împărat. Ahab spune Biblia că s-a vândut să facă ce este rău și a fost cel mai rău împărat dintre toți împărații. Ahab îl ura de moarte pe Ilie. Greu l-a prins Ilie și primul lucru Ahab i-a spus: m-ai găsit, vrăjmașule! Că se ascundea de el. Cred că dacă fiul prorocilor, unul din fiii prorocilor, venea la el, punea garda să-l pună pe fugă, să-l cunească, că Ahab nici nu mai vrea să audă nimic din partea lui Dumnezeu. Și atunci acest, unul dintre fiii prorocilor, s-a dus la un soldat, după bătălia dintre Ahab și Ben-Hadad, când a făcut legământ cu el, în loc să-l nimicească, cum Dumnezeu i-a zis, și a spus: dă-mă lovitură, fă-mi un cucui, învinețește-mi capul. Și omul a spus: nu mi-a făcut niciun rău, n-are rost. Oh, ai ști că sunt un fiu al prorocului și că Dumnezeu vorbește prin mine, pentru că n-ai ascultat de Dumnezeu, îți va ieși în cale un leu și te va sfâșia. S-a auzit la altul, ăla a zis, dacă a zis așa Dumnezeu, și a tras una zdravână și a trebuit să se bandajeze, că Dumnezeu nu bandajează mincinos. Dumnezeu bandajează răni, Dumnezeu bandajează vânătăi. Dumnezeu nu ascunde, nu umblă cu șmecherii. Dumnezeu nu pune măști. Bandajul a fost autentic. Omul ăsta era vânăt, plin de sânge. Și când s-a dus la Ahab, nu l-a recunoscut și a spus o istorie despre pierderea unui ostatec și Ahab și-a rostit propria sentință. Când fiul prorocilor și-a dat la o parte bandajul și l-a recunoscut, s-a posomorât. Dar pentru ca Ezechiel să vorbească poporului adevărul și poporul să deschidă ochii, a fost nevoie de o suferință cum Ezechiel n-a suferit nici până atunci, nici după aia. Că dacă Dumnezeu i-a cunoscut inima și a spus: ce ai mai de preț înaintea ochilor tăi e soția ta, așa a iubit-o Ezechiel pe nevastă sa. Și Dumnezeu nu i-a luat ceva, ci a luat ce a avut mai scump. Reputația lui Osea, suferința, rușinea lui. Și vânătaia acestui proroc. Sunt momente în care Dumnezeu folosește lovituri, vânătăi, dureri și suferințe. Pentru că se pare că altfel nu ne mai poate vorbi și altfel nu mai putem auzi. Și bineînțeles, întotdeauna suferința și durerea au ca scop proslăvirea lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul, Dumnezeu se va proslăvi întotdeauna. Și spunea omului Dumnezeu, Pavel, el se va proslăvi și prin viața mea, se va proslăvi și prin moartea mea. Scumpii mei, sunt multe lucruri de spus, aș vrea să mai spun un lucru foarte important. Există un pericol cu privire la păcat și pericolul acesta este ilustrat în Vechiul Testament, dar se referă la starea spirituală a oamenilor în Noul Legământ. Vedeți, când noi ne mărturisim păcatele la biserică, venim, rolul rugăciunii de mărturisire de duminică dimineața nu este să facem o recenzie, o evaluare a vieții noastre și să luăm păcatele noastre de luni până sâmbătă, să le înșiruim, să le menționăm și să ne pocăim de ele, pentru că e imposibil. În primul rând, nu durează așa de mult rugăciunea de mărturisire. În al doilea rând, nu avem o memorie așa de bună. Iată de ce adevărata mărturisire a păcatelor trebuie făcută zilnic. În Psalmul 90 spune: toate zilele pierde urgia ta, căci tu pui înaintea feței noastre nelegiuirile noastre. Memoria noastră este proaspătă, nimeni n-are voie să meargă la culcare, deci dacă te poți duce la culcare cu povara păcatelor pe care le-ai făcut într-o zi, conștiința ta e moartă. Ar trebui să nu te poată lua somnul. Dacă tu ai insultat pe cineva, dacă tu ai folosit un cuvânt murdar, dacă tu ai avut un gând rău,
Dacă inima ta a avut simțăminte murdare într-o zi și te duci la culcare, bine mersi, te tolănești jumate pe pat, jumate pe parchet sau pe ce ai acolo și spui, amin, Doamne, că mi-e somn. Ai probleme mari de conștiință. Rugăciunea de încheiere a zilei trebuie să fie o evaluare la sânge a fiecărui amănunt din ziua respectivă. De-aia ne rugăm puțin, pentru că nu ne mărturisim cu adevărat. Știți de ce ne mărturisim duminică dimineață? Ca să declarăm nevrednicia noastră și vrednicia Domnului. Noi nu mărturisim în amănunt fiecare lucru rău pe care l-am făcut, ci mărturisim că suntem nevrednici și că Hristos e vrednicia noastră. Asta facem și la cina Domnului. Vrei la cina Domnului să te apuci să verifici o lună? Păi dacă nu poți o săptămână, că te ajută să te duci să vezi ce ai făcut o lună? Și mai, că inima omului nespus de înșelătoare, de deznătăjduit, de rea, intrăm la categoria lui David. Doamne, iartă-mi și păcatele pe care nu le cunosc. Și le înghesuim acolo. Aia e cea mai mare categorie la noi, alea pe care nu ni le amintim. Ca să scăpăm repede, să ne ridicăm și, pe urmă, să facem repede rugăciunea de cauză, să ne asculte Domnul și ne vindece, să ne facă minuni. Fraților, rugăciunea de mărturisire e o chestie personală, e o chestie de odăiță. Nu se poate rezolva problema păcatului din viața noastră în mod generic, că noi nu păcătuim generic, noi păcătuim specific. În Levitic, capitolul 14, cu 34, ni se vorbește despre pasajul care urmează după versetul acesta, despre lepra de casă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când vei ajunge în țara pe care ți-o dau și vei locui într-o casă, dacă vei vedea o rană, o pată în interiorul casei, cheamă preotul, scoate totul afară din casă și pune-l să verifice. Sparge-te în cuiala și uită-te la pietre și dacă sunt contaminate, scoate și du-le într-un loc pe care să-l numești necurat și să te scapi de ele. Adu pietre curate, pune-le înapoi în locul ăla, te încuiește și pe urmă așteaptă o perioadă și vezi ce se întâmplă. Dacă nu mai apare nicăieri nimic, înseamnă că s-a curățit casa. Dacă după un timp apare în altă parte o pată, ascultați, Levitic 14 cu 43, dacă rana se va întoarce și va izbucni din nou în casă după ce au scos pietrele, după ce au răzuit și tencuit din nou casa, preotul să se întoarcă în ea și dacă vede că rana s-a întins în casă, este o lepră învechită, lepră învechită. Casa este necurată, să dărâme casa, lemnele și toată tencuiala casei și să scoată aceste lucruri afară din cetate într-un loc necurat. În momentul în care ai venit înaintea lui Dumnezeu cu mărturisire, ai proclamat jertfa și sângele Domnului Iisus Hristos în viața ta și după o vreme păcatul se repetă, nu pune dulapuri, nu pune tablouri, că asta nu rezolvă problema. Noi avem tendința să cosmetizăm casa. Păi în America ai kilt, domne, ăla dai cu vopsea de-aia pe perete și nu mai ies petele. Să știți că pentru petele spirituale nu există niciun fel de remediu decât renovare. Răzuiește în cuiala, scoți pietrele, le înlocuiești. Dar dacă este întinsă, acolo problema nu se mai rezolvă doar cu un Doamne iartă-mă pentru păcatele mele. Acolo trebuie intervenit, acolo trebuie demolată firea pământească, acolo trebuie să o luăm de la început. Acolo imaginea nu mai contează. Știi, când intri în casă și repar undeva, nu vede nimeni, când dărâm casa, tot orașul știe.
Și sunt anumite lucruri pe care le putem rezolva ușor, în privat, dar sunt anumite lucruri care au ajuns să fie atât de grave și să contamineze atât de adânc o viață, o familie. Doamne ferește, biserică, și mai mult, încât casa trebuie demolată, structurile trebuie demolate și reformate și luat de la temelie, pentru că acolo poți să repari de 100 de ori casa e contaminată, dacă ai stupat-o aici, răsare acolo. Stau și mă întreb în seara aceasta, frați și surori, câți dintre noi avem nevoie de o curățire? Câți dintre noi avem nevoie de o demolare? Știți că Pavel spunea în Romani că dacă rezidim lucrurile pe care le-am dărâmat, firea pământească și omorâci mădularele voastre ca pământ, sunt lucruri care trebuie demolate, că dacă nu sunt demolate, revin. Vin înapoi. Nu vă culcați pe urechea că dacă cineva vă face complimente și încearcă să vă convingă că sunteți sfinți și că deja au început să vă crească aripioare, nu aveți impresia că o asemenea persoană vă vrea binele. Biblia zice că sunt mulți strecurați printre voi care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu și care spoiesc cu var, dar nu repară nimic și nu se schimbă nimic. Eu am să mă opresc la atât și am să vă rog din toată inima pe dumneavoastră și pe mine. Există un moment în care nimic nu mai contează, nici măcar poziția mea de slujitor. Știți care sunt cele mai mari două pericole spirituale vis-a-vis de păcat? Unu, neascultarea. Mulți spun, dar ce, nu ești mântuit dacă nu vorbești în limbi? Dar ce, nu ești mântuit dacă ai un cercel sau dacă nu ți-a acoperi capul sau dacă... Fraților, așa suntem mântuiți fără toate. Ești mântuit și fără să fii mântuit până la urmă. În cele din urmă aproape că nu mai e vorba despre nimic, cât este vorba despre ascultare. Că Biblia spune, pocăiți-vă, veți fi botezați și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Tu ai primit mântuirea, dar trebuie să o păstrezi. Și restul vieții tale de mântuire face parte din mântuire, lucruri care însoțesc mântuirea. Cine ești tu să întrerupi firul procesului care te duce în eternitate? Să spui, până aici mulțumesc, de aici încolo eu nu merg la stăruință. Eu n-am nevoie de asta. Eu am devenit cesaționist. Tot ce scrie negru pe alb în Biblie trebuie împlinit. Și în cele din urmă. Nu că ai băut un pic de alcool, nu că ai fumat o țigară. Că până la urmă poți să le faci pe toate și nu scrie în Biblie. Scrie în Biblie, că zice undeva de cei care se hrănesc cu cenușă. Da, e ok. Ascultați, fraților. Până la urmă e vorba de ascultare. Pentru că neascultarea este ocultism și vrăjitorie. Și al doilea păcat este păcatul obsesiei supraviețuirii. În momentul în care un om este atacat de lepra păcatului, dacă mai și vine și predică, dacă mai și vine și cântă, Doamne, auzi, câtă vreme n-a știut nimeni, nu înțeleg, dar poate că aș înțelege. Nu te știe nimeni, tu ai o viață dublă, îți place să cânți, îți place să predici, îți place să faci o slujbă. Doamne, dacă te prinde, când ești dat pe față, omul ăla se crede mai important decât toată biserica. Slujirea lui este mai importantă decât sufletele oamenilor și imaginea lui este mai importantă decât mântuirea lui. Asta este obsesia supraviețuirii. Uitați-vă, vă rog frumos, că avem multe modele și exemple de genul ăsta. Dumnezeu,
prins, e dat pe față, se știe totul despre el. Te amenință și cu tribunalul să-i aduci dovezi. Problema păcatului, să știți că nu e o problemă ușoară. Și problema păcatului este atât de importantă că dacă nu o rezolvăm, ne compromitem eternitatea, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu va intra nimic întinat și spurcat și mireasa Domnului Iisus Hristos este fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Amen, amen. Dumnezeu să ne ajute să ne depărtăm de păcat și să îmbrățișăm neprihănirea lui Dumnezeu. Amin.